Bună dimineața! Astăzi vom citi pasajul de la capitolul 5 până la 7 din a doua carte a cronicilor. Vom afla despre așezarea chivotului în templu, despre rugăciunea lui Solomon, dedicarea casei Domnului și a doua ocazie în care Dumnezeu îi vorbește lui Solomon. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. A doua carte a cronicilor merge în paralel cu cele două cărți ale împăraților, dar accentul ei cade pe împărații care dau dovadă de un devotament pentru templul lui Dumnezeu ca acela care l-a animat pe David. Împărații din regatul de nord, Israel, sunt ignorați, pentru că erau idolatri. Experiențele de viață ale unor împărați buni din Iuda, precum Asa, Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, domină narațiunea cărții. Aproape două treimi din textul acestei cărți sunt consacrate domniei împăraților amintiți, ale căror reforme au reafirmat legământul lui Dumnezeu cu Israel. Tema speranței este evidentă în carte și este legată de tema închinării. Dumnezeu își ține promisiunile de a răscumpăra Israelul. Deși templul zace în ruine, Dumnezeul din ceruri a început procesul de vindecare a poporului său. Decretul împăratului Cirus semnalează încetarea exilului, eliberarea captivilor și sprijinul lui Cirus pentru reconstruirea templului. Decretul de reconstruire a templului face legătura între istoria anterioară a lui Iuda și comunitatea din perioada post-exilică. Închinarea adusă adevăratului Dumnezeu a făcut din Israel o națiune puternică, pentru că Dumnezeu a locuit în mijlocul poporului său. 2 Cronici, capitolul 5. După ce a fost terminată toată lucrarea începută de Solomon pentru casa Domnului, Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său David le închinase Domnului, argintul, aurul și toate celelalte obiecte, și le-a pus în vistieriile casei lui Dumnezeu. Chivotul este așezat în casa Domnului. Atunci, Solomon a convocat la Ierusalim bătrânii lui Israel, toate căpeteniile semințiilor și conducătorii de familie ai fiilor lui Israel, ca să mute chivotul legământului Domnului din cetatea lui David, adică din Sion. Toți bărbații lui Israel s-au adunat la rege cu ocazia sărbătorii din luna a șaptea. Când au venit toți bătrânii lui Israel, leviții au ridicat chivotul. Ei au mutat chivotul, cortul întâlnirii și toate obiectele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au mutat. Regele Solomon și toată comunitatea lui Israel, care se adunase înaintea lui, erau împreună înaintea chivotului, jertfind oi și vite, care n-au putut fi nici numărate și nici calculate din cauza mulțimii lor. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sanctuarul interior al casei, adică în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse deasupra locului unde se afla chivotul, astfel că heruvimii acopereau atât chivotul, cât și drugii acestuia. Drugii erau alungiți, astfel încât capetele drugilor de la chivot să se vadă din fața sanctuarului interior, dar să nu se vadă de afară. Ei au rămas acolo până în ziua aceasta. În chivot nu se mai aflau decât cele două table puse acolo de Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu fiii lui Israel, după ce aceștia au ieșit din Egipt. Apoi, preoții au ieșit din locul sfânt, căci toți preoții prezenți se sfințiseră, fără să mai țină cont de ordinea în care slujește fiecare ceată. Toți leviții cântăreți, și anume Asaf, Heman și Edutun, împreună cu fiii și frații lor, îmbrăcați în in subțire, stăteau în partea de est a altarului cu chimvale, harfe și lire în mâini, împreună cu cei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Cei care sunau din trâmbițe s-au alăturat celor ce cântau ca să-L laude pe Domnul și să-I mulțumească.
Ei și-au înălțat glasurile acompaniați de trâmbițe, de chimvale și de celelalte instrumente de cântat și au lăudat pe Domnul zicând: Căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Atunci un nor a umplut casa, casa Domnului. Preoții n-au putut să mai stea să slujească din cauza norului, căci gloria Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. 2 Cronici 6. Atunci Solomon a zis: Domnul a spus că va locui în negură. Eu am construit pentru tine o casă măreață, un loc unde să stai pe vecie. Apoi, regele s-a întors cu fața spre întreaga adunare a lui Israel și a binecuvântat-o. Întreaga adunare a lui Israel stătea în picioare. El a zis: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a împlinit prin puterea sa ceea ce i-a promis tatălui meu David zicând: Din ziua în care l-am scos pe poporul meu din țara Egiptului și până acum, nu am ales nicio cetate din toate semințiile lui Israel în care să-mi zidesc o casă pentru numele meu și nici nu am ales pe cineva care să fie conducătorul poporului meu Israel. Însă acum am ales Ierusalimul pentru ca numele meu să fie acolo și l-am ales pe David ca să domnească peste poporul meu Israel. Tatăl meu David avea în inimă dorința să construiască o casă pentru numele Domnului Dumnezeul lui Israel. Dar Domnul i-a zis tatălui meu David: Tu te-ai gândit să construiești o casă numelui meu și este bine că te-ai gândit în felul acesta. Totuși nu tu vei construi casa, ci fiul tău. Acela care ți se va naște, el va construi o casă numelui meu. Domnul a împlinit ceea ce a promis. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David, m-am așezat pe tronul lui Israel, așa cum a promis Domnul, și am construit casa pentru numele Domnului Dumnezeul lui Israel. Am pus acolo chivotul în care se află legământul pe care l-a încheiat Domnul cu fiii lui Israel. În chivot se afla mărturia, adică tablele legii pe care erau înscripționate cele 10 porunci. Rugăciunea lui Solomon. După aceea, Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în prezența întregii adunări a lui Israel și și-a întins mâinile spre ceruri. Solomon făcuse o estradă din bronz și o așezase în mijlocul curții. Aceasta avea o lungime de 5 coți, o lățime de 5 coți și o înălțime de 3 coți. Pe ea stătea Solomon atunci când s-a plecat pe genunchi în prezența întregii adunări a lui Israel și și-a întins mâinile spre ceruri. El a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este niciun Dumnezeu asemenea ție nici în ceruri, nici pe pământ. Tu păstrezi legământul și îndurarea față de slujitorii tăi care umblă înaintea ta din toată inima lor. Tu ți-ai ținut promisiunea față de slujitorul tău, tatăl meu, David. Ce ai spus cu gura ta, ai împlinit cu mâna ta așa cum se vede în ziua aceasta. Iar acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, împlinește ce ai promis slujitorului tău, tatăl meu, David, când ai zis: Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea înaintea mea pe tronul lui Israel, dacă fiii tăi vor veghea la calea lor și vor umbla în ascultare de legea mea, tot așa cum ai umblat și tu înaintea mea. Prin urmare, Doamne, Dumnezeul lui Israel, să se confirme promisiunea pe care ai făcut-o slujitorului tău David. Dar va locui într-adevăr Dumnezeu pe pământ împreună cu omul? Iată că nici chiar cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin casa aceasta pe care am construit-o eu. Doamne, Dumnezeul meu, primește rugăciunea slujitorului tău și cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face slujitorul tău.
Fie ca ochii tăi să fie deschiși zi și noapte asupra acestei case, asupra locului unde ai spus că ți vei pune numele. Ascultă rugăciunea pe care ți-o adresează slujitorul tău cu privire la acest loc. Ascultă cererile slujitorului tău și ale poporului tău Israel când se vor ruga cu fața îndreptată spre acest loc. Ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și iartă. Când va păcătui cineva împotriva semenului său și va fi obligat apoi să facă un jurământ, când va veni să jure înaintea altarului din casa aceasta, ascultă din ceruri, lucrează și judecă-i pe slujitorii tăi, condamnându-l pe cel vinovat, aruncând asupra capului său faptele lui și îndreptățindu-l pe cel nevinovat, răsplătindu-i potrivit cu dreptatea lui. Când poporul tău Israel, fiind învins de dușman pentru că a păcătuit împotriva ta, se va întoarce la tine, va aduce mulțumire numelui tău, se va ruga și va căuta bunăvoință înaintea ta în casa aceasta, ascultă din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și adu-i înapoi în țara pe care le-ai dat-o lor și strămoșilor lor. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie, pentru că au păcătuit împotriva ta, iar ei se vor ruga cu fața îndreptată spre acest loc, vor aduce mulțumire numelui tău și se vor întoarce de la păcatul lor, pentru că i-ai pedepsit, ascultă din ceruri și iartă păcatul slujitorilor tăi și al poporului tău Israel. Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă și trimite ploaie peste țara ta pe care i-ai dat-o ca moștenire poporului tău. Când vor fi în țară foamete sau molimă, când vor fi filoxeră sau mălură, când vor fi lăcuste sau omizi, când dușmanii vor asedia cetățile în țară, orice urgie sau boală ar veni, dacă cineva din popor sau dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri, recunoscându-și fiecare întinarea și durerea lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă din ceruri, din locul unde locuiești, iartă și răsplătește-i fiecăruia după faptele lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima fiilor oamenilor. Astfel, ei se vor teme de tine și vor umbla pe căile tale în toate zilele cât vor trăi în țara pe care le-ai dat-o strămoșilor lor. De asemenea, când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată, datorită numelui tău cel mare, a mâinii tale cea puternice și a brațului tău cel tare, deci când va veni străinul și se va ruga cu fața îndreptată spre această casă, ascultă din ceruri, din locul unde locuiești și dă-i acelui străin tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să-ți cunoască numele, să se teamă de tine așa cum se teme poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste această casă pe care am construit-o eu. Când poporul tău va porni la război împotriva dușmanilor săi, acolo unde îl vei trimite, și se va ruga ție cu fața îndreptată spre cetatea aceasta pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am construit-o pentru numele tău, ascultă din ceruri rugăciunea lor și cererea lor și fă-le dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și mâniindu-te pe ei îi vei da pe mâna dușmanilor lor, iar acesta îi va lua captivi într-o țară îndepărtată sau apropiată, dacă acolo, în țara în care au fost luați captivi, își vor cerceta inimile, dacă se vor întoarce la tine și vor căuta bunăvoința ta în țara captivității lor, zicând: am păcătuit, am greșit și am făcut ce este rău. Dacă de acolo, din țara unde au fost luați captivi, se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor,
dacă se vor ruga cu fața îndreptată spre țara lor, pe care le-ai dat-o strămoșilor lor, spre cetatea pe care tu ai ales-o și spre casa pe care am construit-o eu pentru numele tău, atunci ascultă din ceruri, din locul unde locuiești, rugăciunea lor și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporul tău care a păcătuit împotriva ta. Acum, Dumnezeul meu, te rog, lasă ca ochii tăi să fie deschiși și urechile tale să audă rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, ridică-te, Doamne Dumnezeule, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul puterii tale. Preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să se îmbrace cu mântuirea, iar credincioșii tăi să se bucure de fericire. Doamne Dumnezeule, nu-ți întoarce fața de la unsul tău. Adu-ți aminte de promisiunile făcute slujitorului tău David. 2 Cronici 7. Dedicarea casei Domnului. Când și-a încheiat Solomon rugăciunea, a coborât foc din ceruri și a mistuit arderea de tot și jertfele, iar gloria Domnului a umplut templul. Preoții nu puteau să intre în templu pentru că gloria Domnului îl umpluse. Când toți fiii lui Israel au văzut focul coborându-se și gloria Domnului deasupra casei Domnului, s-au plecat cu fața la pământ, pe paviment, s-au închinat și au mulțumit Domnului zicând: căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Apoi, regele și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Regele Solomon a adus ca jertfă 22.000 de vite și 120.000 de oi. Astfel, regele și tot poporul au dedicat casa lui Dumnezeu. Preoții stăteau la locurile lor și tot astfel și leviții, cu instrumentele de cântat Domnului, pe care regele David le făcuse pentru a-i mulțumi Domnului și cu care David aducea laudă zicând: căci în veac ține îndurarea lui. Preoții stăteau înaintea leviților și tot Israelul stătea în picioare. Solomon a sfințit și mijlocul curții, locul din fața casei Domnului, întrucât acolo a adus arderile de tot și grăsimea jertfelor de pace, deoarece altarul de bronz pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde toate arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimea. Solomon a ținut atunci sărbătoarea timp de 7 zile împreună cu tot Israelul, o adunare foarte mare, cu oameni veniți de la Lebo Hamat până dinspre râul Egiptului. În ziua a 8-a au ținut iarăși o adunare, căci consacrarea altarului au făcut-o timp de 7 zile, iar sărbătoarea au ținut-o tot timp de 7 zile. În ziua a 23-a a lunii a 7-a, Solomon i-a trimis pe cei din popor la casele lor, bucuroși și cu inimile mulțumite pentru binele făcut de Domnul lui David, lui Solomon și poporului său Israel. Astfel, Solomon a terminat casa Domnului și palatul regelui. Solomon a reușit să ducă la îndeplinire tot ceea ce avusese pe inimă să facă în casa Domnului și în palatul său. Domnul i se arată din nou lui Solomon. Domnul i s-a arătat lui Solomon în noaptea și i-a zis: ți-am ascultat rugăciunea și mi-am ales locul acesta ca să fie o casă pentru jertfe. Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să devoreze țara și când voi trimite molima în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Acum ochii mei vor fi deschiși și urechile mele vor asculta cu atenție rugăciunea făcută în locul acesta.
Acum am ales și am sfințit casa aceasta pentru ca numele meu să fie acolo pentru totdeauna. Ochii și inima îmi vor fi acolo în toate zilele. Cât despre tine, dacă vei umbla înaintea mea, așa cum a umblat tatăl tău David, împlinind tot ce ți-am poruncit și păzind hotărârile și judecățile mele, voi consolida tronul domniei tale, așa cum i-am jurat tatălui tău David, zicând: nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să stăpânească în Israel. Dar dacă vă veți întoarce de la mine și veți părăsi hotărârile și poruncile pe care vi le-am dat, dacă vă veți depărta, dacă veți sluji altor dumnezei și vă veți închina înaintea lor, atunci îi voi dezrădăcina din țara mea pe care le-am dat-o și voi lepăda dinaintea mea casa aceasta pe care am sfințit-o pentru numele meu. O voi face astfel o pildă și o batjocură printre toate popoarele. Și oricine va trece pe lângă casa aceasta, care este acum impunătoare, se va îngrozi și va întreba: de ce a făcut Domnul astfel acestei țări și acestei case? Atunci ei vor răspunde: pentru că l-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul strămoșilor lor, care i-a scos din țara Egiptului, și pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a adus peste ei toată această nenorocire. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Ai observat accentul pe care Solomon îl pune în rugăciunea adresată lui Dumnezeu asupra casei lui Dumnezeu? Dacă oamenii se vor ruga în locul acela, dacă vor fi departe de casa lui Dumnezeu, dar se vor întoarce cu fața spre ea, rugăciunile le vor fi ascultate. Locul de închinare, casa lui Dumnezeu, biserica, este un loc sfânt, un loc în care Dumnezeu se întâlnește cu copiii săi. Nu pierde nicio ocazie de a merge în acel loc și de a înălța rugăciunile tale către Dumnezeu. Și fie ca bunul Dumnezeu să răspundă într-un mod minunat tuturor rugăciunilor tale. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!